Viața unui nord-corean de rând este deja suficient de dificilă, dar dacă treci prin stagiul militar în calitate de nord-corean, chiar îi vei invidia pe cetățenii de rând ai acestei țări. Condițiile de viață sunt teribile, iar controlul guvernamental este îndeajuns de puternic pentru a domina până și pe cei mai duri cetățeni coreeni. Fiți siguri că veți rămâne până la sfârșit pentru a afla ce se întâmplă cu soldații care vor să dezerteze din această țară și nu numai atât. Haideți să vorbim despre lucrurile oribile prin care trebuie să treacă soldații din Corea de Nord. Știm cu toții ce condiții de trai au cetățenii din Corea de Nord, dar acestea pot deveni și mai rele pentru soldații înrolați în armată. Condițiile grele nu sunt datorate lipsei de resurse pentru aceștia, ci mai degrabă deoarece liderul Kim Jong-un este incapabil să dedice aceste resurse soldaților săi. Corea de Nord pretinde că are una dintre cele mai mari armate terestre cu până la un milion de membri activi și alți 6 milioane de soldați în rezervă. În timp ce multe alte țări le permit cetățenilor săi să aleagă dacă doresc să servească în armată sau nu, acest beneficiu nu este acordat oamenilor de rând din Corea de Nord. Toți cetățenii statului nord-corean sunt obligați să se înroleze în armată la un moment dat în viață, cu foarte mici excepții. Odată ce oamenii din Corea de Nord primesc statutul de adulți, ei sunt recrutați în armată. Se crede că sunt în jur de 7,7 milioane de soldați antrenați pe tot teritoriul statului. Însă, cu toate că sunt foarte mulți oameni recrutați în armată, condițiile grele la care aceștia sunt supuși le oferă o sănătate precară și o forță de luptă slabă. Soldații din Corea de Nord își servesc țara în perioade diferite ale vieții. Femeile sunt obligate să servească în armată până la 7 ani, în timp ce bărbații sunt nevoiți să activeze în armată timp de 10 ani. Tinerilor din Corea de Nord, care ajung la universitate, le este permis să studieze înainte de a fi recrutați, dar nu pot activa în domeniu după absolvire dacă nu au făcut armata. Nu este deloc surprinzător faptul că majoritatea oamenilor de rând nu își continuă studiile către un învățământ superior, în special datorită lipsei de educație din copilărie. Acest lucru îi obligă să se înroleze în armată mult mai devreme decât se cere. Dar dacă un student poate ajunge să studieze o universitate, acest lucru îl ajută atunci când îi vine rândul să servească în armată. Oamenii de știință din Corea de Nord sunt nevoiți să servească doar 3 ani, iar cei care au o diplomă de licență sunt obligați doar pentru 5 ani. Cât timp fac parte din cadrul militar, soldații din Corea de Nord primesc permisiunea de a pleca acasă din când în când, dar asta nu reprezintă o șansă să petreacă ceva timp cu familia sau prietenii, este mai degrabă o pauză în care speră să se refacă complet și să devină mai puternici pentru ce urmează. Militarii înrolați au o dietă insuficientă în comparație cu sarcinile pe care le au. Se spune că aceștia primesc mâncare de cartofi pregătită în diferite moduri, iar pe timpul verii, înaintea recoltării cartofilor, nu le este asigurată mâncarea în totalitate. Foametea extremă este un sentiment comun pentru soldații din afara capitalei țării, Pyongyang. În lipsa cartofilor, aceștia sunt hrăniți cu terci de porumb. Nutriția lor este atât de precară încât soldații din Corea de Nord sunt mai mici în medie cu câțiva centimetri decât vecinii lor din Sud. După ce militarii își termină antrenamentele de rutină zilnice și muncă fizică întinsă pe o perioadă lungă de timp, concediul dedicat întoarcerii la domiciliu este o șansă de odihnă binevenită. De cele mai multe ori sunt prea slăbiți să se deplaseze fără sprijinul nimănui și sunt așteptați de membrii familiei care îi îngrijesc până când își revin în formă. Odată ce se recuperează complet, ei sunt chemați înapoi în armată, însă nu toți soldații ajung atât de departe. Mulți dintre aceștia sunt atât de slăbiți încât cedează și chiar mor înainte de a se putea întoarce acasă. Asta provoacă o îngrijorare ușoară pentru părinții soldaților recrutați. Ei sunt axioși în continuu pentru că nu știu dacă își vor mai vedea vreodată copiii în viață. Este un ciclu nesfârșit de suferință pentru soldați și familiile lor. Unelor trupe militare din domenii mai specializate li se oferă hrană pentru a trece de stagiul militar în viață, însă acest lucru este destul de rar. Totuși, ei nu primesc necesarul de nutrienți de care ai avea nevoie pentru o sănătate bună. Atunci, ce le rămâne de făcut când sunt malnutriți și realizează că pot muri în orice moment din această cauză? Majoritatea soldaților încearcă să fure mâncare pentru a suplimenta dieta precară, înainte să devină prea slabi pentru a supraviețui condițiilor dure. Dar poliția militară este conștientă de acest lucru și de cele mai multe ori aceștia sunt trimiși în patrulă pentru a împiedica proprii camarazi de la astfel de gesturi. De asemenea, s-au raportat cazuri în care ofițerii seniori din armată trimit novicii să fure diferite alimente de la fermierii și cetățenii de rând. Dacă soldații începători nu reușesc să găsească suplimente de mâncare, sunt pedepsiți, ceea ce face întreaga situație și mai brutală. Permisiunea de a merge acasă pentru o perioadă de timp este o ocazie pentru soldați să își mai limpezească gândurile și să-și poarte propriile haine civile. Purtarea uniformei este un standard pentru majoritatea cadrelor militare din jurul lumii, dar acești soldați sunt forțați să poartă o ținută neplăcută care le poate cauza suferință. În timpul iernilor geroase, aceștia primesc bocanci pentru a-i feri de degerături, dar pentru că Kim Jong-un nu este dispus să plătească lucruri de calitate pentru soldații săi, aceștia primesc de cele mai multe ori încălțăminte de proastă calitate, subțire și umplută cu bumbac un material total nepotrivit pentru acest tip de bocanci care încep să se deterioreze serios doar după câteva purtări acest lucru face ca încălțările purtate să le provoace diferite răni de fiecare dată când le folosesc pe lângă înfometare și rănile provocate de propriile ținute militare, viața femeilor soldate din Corea de Nord vine cu noi provocări. Femeile au deseori de a face cu avansuri nedorite, ele sunt hărțuite de către bărbații soldați. Ofițerii executivi și comandanții au un comportament indecent cu femeile din subordinea lor. Deseori, totul începe cu o atingere după care degenerează într-o hărțuire demnă de un animal sălbatic. Din păcate, aceste femei nu au cui să raporteze situația și să ia măsuri împotriva acestor gesturi. Dacă femeile dau un vilag superiorii care le hărțuie, sunt șanse foarte mari ca acestea să primească un comportament și mai ostil din partea lor, lăsându-le într-o ipostază periculoasă. Sunt în jur de 180.000 de femei înrolate în armata Coreei de Nord. Majoritatea sunt predispuse la probleme de infertilitate datorită malnutriției la care sunt supuse timp de 7 ani de servicii militare. Totuși, ele consideră aceste probleme un lucru bun pentru că menstruația în timpul malnutriției ar face lucrurile și mai dificile dar comandanților le este mai ușor pentru că nu mai iau nicio piedică. O femeie care a reușit să scape acestor tratamente a dezvăluit că era un comandant care stătea în camera lui după programul militar și chema diferite femei înrolate să îl acompanieze. Acestora nu le era permis să refuze chiar dacă știau ce urma să li se întâmple. Odată ce soldații recruți din Corea de Nord s-au adaptat condițiilor grele, se așteaptă ca ei să învețe diverse activități militare. Unele reprezintă practici militare standard, învață să manevreze armele, cum să reacționeze în cazul unor urgențe și cum să fie supuși liderului lor, dar unele lucruri pe care sunt obligați să le facă sunt mult mai înfricoșătoare decât antrenamentul de bază. Soldaților li se solicită să-și ignore sentimentele proprii și să trăiască cu asta. În 2017 s-a raportat faptul că Kim Jong-un a forțat soldații din Corea de Nord să arunce mine terestre în Marea Galbenă. Acestea erau ascunse în valurile plajei Dongmak, unde urmau să explodeze și să rănească fatal turiștii și rezidenții locali. Oficialii spun că aceste bombe erau destinate turiștilor americani. Au fost raportate 110 incidente în 2017 datorate minelor terestre de pe acea plajă. Este o practică nemiloasă, mai ales că turiștii care vizitează acele locuri nu pot să descifreze marcajele din Corea de Nord care indică o zonă periculoasă cu mine care se ascund la doar câțiva metri în apă, turiștii pot să sufere incidente majore. Cea mai rea parte este totuși că soldații din Corea de Nord, cărora le este ordonat să facă acest lucru, sunt conștienți de motivele pentru care aceste mine terestre sunt aruncate în apele plajelor, însă acestora nu le este permis să refuze sarcina primită. Totuși, mulți soldați din Corea de Nord au creierele spălate și cred că plantarea minelor în astfel de locuri este benefică pentru țara lor. Ei învață aproximativ 60% din timpul pe care îl petrec în armată despre ideologiile lui Kim Il-sung, care susțin ideea conform cărea Corea de Nord este superioară oricărei altei țări din lume. Soldații sunt antrenați astfel încât să fie întotdeauna pregătiți de război pentru că sunt învățați că țara lor este sub permanentă amenințare de război. Se știe faptul că militarii sunt supuși lui Kim Jong-un și sunt dispuși să îl protejeze pe acesta cu orice cost posibil. Sunt pregătiți să își dea viața pentru liderul lor suprem în orice secundă. Toate astea pentru ca acesta să se asigure că următoarea generație de dictatori va putea trăi în aceleași condiții de lux ca și el. Din cauza că țara este atât de izolată, soldații din Corea de Nord nu sunt atât de greu de spălat pe creier și se lasă ușor influențați de conducătorii lor. Ei realizează că sunt controlați într-un mod sinistru și că sunt spălați pe creier doar atunci când reușesc să scape din țară. Dar acest lucru este foarte greu și plin de riscuri. Chiar și dacă sunt grav răniți, toți sunt pregătiți să depășească orice primejdii pentru a-și proteja țara, mai ales că leziunile fac parte din viața de zi cu zi a soldaților nord nordcoreeni. Fiecare unitate militară are propriul său spital. Din exterior pare că toate eforturile de a amenaja un spital pentru fiecare unitate este spre binele soldaților răniți, dar din păcate toate astea sunt doar niște înșelăciuni. Fiecare segment dispune de o facilitate numită Centrul Militar de Sănătate, dar acolo nu există niciun medicament. În plus, dacă este necesară administrarea diferitelor tratamente, soldații trebuie să plătească pentru ele. Majoritatea medicamentelor sunt de fapt pe bază de alcool sanitar, ceea ce înseamnă că majoritatea soldaților continuă să sufere chiar dacă plătesc serviciile medicale din propriile buzunare. Dar dacă un soldat devine atât de bolnav încât statul este nevoit să renunțe la el sau dacă acesta moare, nu există nicio simpatie față de familia acestuia și nu se oferă nicio compensație pentru nimic. Singurul lucru pe care îl primește familia în urma unui deces în cadrul armatei este un certificat care detaliază pentru cât timp a servit persoana respectivă serviciile de apărare ale țării. Dar faptul că supraviețuiești unei astfel de experiențe nu este de fapt cel mai bun lucru. Cei care parcurg stagiul militar cu succes remarcă cu stupoare că personalitatea lor s-a schimbat foarte mult și nu se mai pot schimba înapoi. Viața în armată îi învață pe soldați să fie duri și să ignore orice resentimente, iar din această cauză ei devin foarte violenți în urma pregătirii lor. Sunt foarte multe plângeri asupra soldaților din diferite localități, iar unele persoane preferă să evite soldații în orice situație. După ce au suferit an la rând tot felul de abuzuri în cadrul militar, ei sunt foarte greu de reintegrat în civilizație și sunt foarte puține șanse de a-și trăi viața cum o făceau înainte de înrolare. Poate că vă întrebați de ce soldații nu părăsesc pur și simplu armata în încercarea lor de a găsi o viață mai bună în altă parte. De fapt, unii dintre ei au încercat asta, dar este foarte periculos, pentru că dezertarea este considerată o crimă foarte gravă în Corea de Nord. Este ceva comun ca soldații să fie executați dacă aceștia încearcă să treacă granița în Corea de Sud. Dacă sunt prinși, se pot considera norocoși dacă vor fi aruncați în pușcărie și își vor petrece restul zilelor în condiții mizere și înfometați. Kim Jong-un găsește dezertarea ca pe un lucru foarte jenant pentru că oferă țării pe care o conduce o reputație proastă. Așadar, atunci când aceștia încearcă să treacă granița prin râul Tumen, sunt interceptați de cele mai multe ori de grănicerii care nu sunt opriți de nimeni să deschidă focul asupra lor. Dacă există cea mai mică bănuială că un senior militar știa că un subordonat voia să dezerteze și nu a raportat, cel mai probabil va fi și el pedepsit la fel ca un dezertor. Se pare că exemplele date prin diferite moduri de executare sau pedepsire ale soldaților dezertori au fost de ajuns pentru a-i opri pe aceștia să abandoneze statul. Numărul militarilor care încearcă să facă acest lucru este în scădere în ultimii ani, dar numărul total al fugitivilor se menține unul foarte ridicat din 1953 și până în prezent, între 100.000 și 300.000 de nordcoreeni au fugit din propria țară înspre Rusia sau China. Se poate vedea foarte clar că viața soldaților din Corea de Nord este una cu foarte multe provocări și este periculoasă. Doar cei mai puternici sunt capabili să supraviețuiască. Cu asta încheiem acest videoclip despre lucrurile oribile prin care soldații din Corea de Nord trebuie să treacă. Voiați rezista vieții de soldat în Corea de Nord? Ne puteți răspunde în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni, cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!